puțin despre cum apare cartea aceasta în viața dumneavoastră și a elevilor dumneavoastră mai târziu. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați venit în număr atât de mare în această seară aici. E un spațiu propice pentru a purta conversații și pentru a face un dialog substanțial, pornind de la idei de valoare. Cartea lui Joseph Campbell, cu mie în echipuri, este un volum extrem de important, cu toate că Cârcotaș ar putea spune, da, e o carte veche, a apărut în 1949. S-au întâmplat milioane de evenimente în evoluția psihanalizei junghiene și a hermeneuticii adiacente. Eu nu sunt Cărcotaș de această dată și spun că o carte importantă, în sensul în care adevărurile pe care le comunică au devenit monedă curentă, nu se mai poate astăzi fără teoriile și fără miturile povestite de o manieră sistematică și interpretate de Campbell. Hollywoodul datorează imens de mult acestui cercetător și trebuie spus că multe filme de calibru făcute la Hollywood poartă amprenta stilistică și pot fi revendicate de la teoriile lui Campbell. Există o manieră de a gândi oarecum snob în ceea ce privește estetica filmică. Filmele europene sunt cele metafizice, abisale, artistice, vreme ce americanii săraci, mai trogloditi, mai oligofreni, mai naivi, mai fără istorie în spate, se delectează cu povești minore. Din punctul meu de vedere, eu ne fiind deloc snob, dimpotrivă, sunt pe invers, spun că, dimpotrivă, povestea dă valoare și dă semnificație și dă învergură unei narațiuni filmice. Fără un nucleu narrativ, filmul moare. Sunt cadre lipsite de viață, sunt burți, sunt lungini. Putem filma oricând după dealuri, dar dacă nu avem o poveste în spate, totul s-a născut mort. Americanii nu agrează acest gen de a trăi în manieră defunctă, de aceea îi pun mult accent pe narațiune, pe dinamism, pe ceea ce se întâmplă, pe ceea ce poate fi povestit cu nuanțele de rigoare. Iar Campbell a servit foarte mult unor regizori și scenariști cu faimă de la Hollywood. Întrebarea mea este următoarea. Făcând reverența de rigoare în fața lui Mihai Mănescu, cel care mi-a fost student, unul dintre cei mai buni și care, la rândul, s-a transformat așa asumat într-un terorist blând. Tot timpul când mă prindea, la curs, la seminar sau pe coridoarele facultății de film, dorea să vorbească despre Campbell. Cât de tare e Campbell. Și știți cum e sindromul acela de prea plin, o dată de două de ori, la un moment dat m-a enervat, adică Campbell, deși mie să citesc Campbell. El avea cartea în engleză, mi-a făcut o fotocopie, un xerox și pot să spun că l-am descoperit și eu pe Campbell și am avut niște întâlniri extrem de intense și de plăcute în plan intelectual. Așadar, lui Mihai se datorează de la bun început această carte, firește, fără echipa de la Herald, ea n-ar fi putut să apară în limba română. Și acum o să pun o întrebare. Mă uitam acum ceva vreme, acum 3-4 săptămâni, la un episod dintr-un serial american, cel are ca protagonist pe Tim Roth, este vorba despre Lie to Me, psihologia minciunii. Ei, și acolo era vorba despre un personaj, în acel episod, despre un personaj, ambasadorul Coreei de Sud în Statele Unite. O crimă, totul era enigmatic și specialistul în deșifrarea codului minciunii, Tim Roth, e chemat să-și dea cu părerea. Și e o mare problemă, asiaticii n-au ritul de expresie. Cu alte cuvinte, nu dai seama foarte clar dacă e bucuros, dacă e trist, dacă e furios, dacă dorește să fie expansiv și conduita și maniera în care sunt educați le inculcă o decență și o repriere lăuntrică, în urma care e greu de spus care sunt trăirile lor cu adevărat. Dar anumite japonezii nici măcar nu spun nu în mod direct. E o dovadă de indecență să spui cuiva în față nu. De aici au foarte multe încurcături diplomatice. E bine, teoriile lui Campbell cu privire la mit se aplică și la, să spunem, codul etic extrem oriental. Întrebarea nu e lipsită de miză, pentru că dacă e adevărat că există o natură umană în genere, așa cum pledează Campbell, așa cum pledează Freud sau Jung, atunci este clar că putem desluși, indiferent de context geografic sau de sistem cultural, cam același tip de trăire. Asta înseamnă o natură umană. Înseamnă că și sudcoreanul, înseamnă că și astecul, înseamnă că și scoțianul sau tipul din
nordul înghețat al Canadei, se manifestă cam la fel în fața unor evenimente cu relevanță umană. Dacă e adevărat, atunci înseamnă că Campbell are dreptate și că ceea ce el ne propune în cartea aceasta, un repertoar aproape complet al miturilor, indiferent de sistemul cultural, e o viziune corectă. Dacă nu, nu. E bine, Tim Roth, acel psiholog din serialul Lie to Me, a deșifrat maniera în care mințea sud-coreanul, chiar dacă acesta nu avea trăsături de expresie și chiar dacă știa să-și ascundă foarte bine sub un comportament neutru, alb, orb, trăirile și intențiile. Deci, indiferent de codul cultural, oricât de particular ar fi el, există natura umană și această natură umană se manifestă prin intermediul inconștientului, prin intermediul arhetipurilor, prin intermediul acestor povestiri majore care sunt miturile. Iar mit e adevărat, indiferent de context geografic, de sistem de civilizație, de cod moral sau estetic și așa mai departe. Ori, din acest punct de vedere, volumul scris de Campbell este deosebit de util, mai ales celor care doresc să producă, să creeze, să scrie, să inventeze narațiuni, pentru că pune la bătaie, pentru că oferă un instrumentar foarte bine cartografiat. Campbell trece în revistă zeci de mituri, de nuclee narrative, care pot oferi o materie primă formidabilă celor care produc scenarii de film, așa cum e cazul lui Mihai Mănescu și al altora. Mă opresc aici pentru că nu vreau să pun monopol pe această seară și cei care sunt prezenți alături de mine, cu siguranță că au foarte multe lucruri inteligente de spus. Ok, mulțumesc, Valentin Protopopescu.